Aveți grijă ce vă doriți, ar putea împlini. E pe fața președintelui către cei din opoziție. Chiar dacă nimeni nu-l crede în acest moment, măcar le-a dat o temă de gândire celor din opoziție. Și acum, în rândul lor, sunt disensiuni. Bună oară, socialdemocrații au de rezolvat luni o problemă spinoasă, să fie sau nu tras la răspundere fostul președinte al PSD, Mircea Joană. Despre certurile și înțepăturile la nivel înalt, discutăm cu invitații mei, Teodora Berții, secretar general adjunct al PNL, Ana Vici al PSD, Tinel Gheorghe, deputat PDL, și Dumitru Pelican, secretar general al Partidului Conservator. Bună ziua, doamnelor, domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența alături. Declarațiile domnului președinte sunt declarații de vară. Dânsul e foarte odihnit, a fost și la mare, a fost și bronzat, deși critica pe alții că au venit bronzați. Când dă puterea PSD-ului? În următoarele 5 minute de când a declarat, dacă tot ne aducem aminte? Pentru că domnul președinte Băsescu a tot declarat de-a lungul timpului o grămadă de lucruri. Dumneavoastră chiar credeți? Cu seriozitate, așa că vă văd om serios din Ialomița. Dumneavoastră chiar credeți cu seriozitate. Ce spun eu? Eu sper că dumneavoastră n-ați venit aici să faceți declarații politicianiste. Dați-mi voie să duc și eu ideea până la cap. Dacă guvernul pică, așa. Președintele a spus. Serios. Dumneavoastră ați analizat. Aveți grijă ce vă doriți. Facem analiză pe declarația domnului președinte. Aveți grijă ce vă doriți, că s-ar putea chiar să vi se îndeplinească. Dacă vin cu propuneri serioase care sunt acceptate de mine. Bine, sigur, domnul președinte Băsescu se comportă ca un capitan de vas. Asta a fost la viața domniei sale. Domnule, îmi dați voie să termin și o frază, că nu-i frumos să mă tot întrerupeți. Deci, domnia sa de 6 ani de zile consideră România ca fiind nava domniei sale. Și are această mentalitate, că atunci când marea e învolburată, știți că deciziile depind de numai un singur om, de capitan. Tocmai de aceea comportamentul dânsului, psihologic vorbind acum, de 6 ani de zile și nu numai de când e președinte, aduceți-vă aminte și când era la primăria capitale, că nu-l lăsa guvernul nu știu care, guvernul Năstase să facă nu știu ce la primărie, că nu-l lăsa nu știu cine, tot timpul era altcineva de vină, numai domnia sa e o floricică. Deci revenim la aceste declarații. În opinia mea și a noastră, dânsul se joacă și, din nefericire, se joacă cu o problemă extrem de importantă în acest moment, pentru că, dacă mai dați voie, s-a tot trâmbițat în ultimele 2 zile, domnule, mare creștere economică, avem PIB-ul, s-a majorat cu 0,3%, pe trimestru 2, față de cât, deci, comparativ de cu ce, ianuarie și martie. Trebuie dar să ai două semestre creștere. Trei. Economic așa, dar față de 2009, recesiunea se amplifică cu minus 1,3%. La 5%, bineînțeles. Deci ce facem? Manipulăm cifre aici? Asta trebuia să vină domnul Băsescu să spună, voi fraților, haideți să avem într-adevăr un guvern competent. Hai să nu mai avem pe domnul Boc, care este marele constituționalist al țării și care, din nefericire, mai și predă dreptul constituțional. Vai de studenții care au ajuns la cursul domniei sale, care au nu știu câte ordonanțe de urgență care au fost întoarse pentru neconstituționalitate, care dă un cod fiscal, care ți-a intrat în vigoare și la o lună de zile, tu dai normele de aplicare. Și că eu pun pariu cu dumneavoastră că aceste norme de aplicare, legal vorbind, vor trebui modificate în maxim 2-3 săptămâni, pentru că sunt contradicții. Deci n-ai cum să le pui în aplicare, vorbind în calitate de avocat acum. Deci asta este încrederea care o dai tu mediului de afaceri. Și mă lăsați să completez și eu? Ce, domnule, eu vă dau guvernarea mâine. Și mai e ceva, doamna Ana. O vreți, doamna? Bineînțeles, domnule, că avem și soluții și oameni serioși. Cum aveți că aveți la 16 octombrie program? Eu vreau să depunem în septembrie. Atunci vom anunța. S-ar putea să fie și o tactică a domnului președinte Băsescu, care observă că PDL-ul e în prăbușire în toate sondajele posibile și atunci ar vrea să ca să salveze PDL-ul la următoarele alegeri. Dați-mi voie. Păi nu. S-ar putea să fie o joacă a domnului Băsescu, care să pună interesele PDL-ului, interese de partid, înaintea intereselor țării. Și ca să salveze PDL-ul de la prăbușire, că riscă să nu mai intre în Parlament în 2012, să spună ea, hai să-l duc eu în opoziție acum, ca să-i lăsăm păștea la alții. Deci, domnul Băsescu, din nefericire, se joacă și s-a jucat de foarte multe ori. Și ar cam fi vremea să cam înceteze și să-și vadă de fișa postului, de președinte de țară, să meargă în tot felul de țări, să găsească contracte economice și altele. Nu să vină și să stea toată ziua să facă declarații cum se trezește dimineața. Dacă tot vă e milă de noi, sau nu vă e milă, și vreți să ne vedeți ieșit în Parlament, de ce nu ne lăsați, doamnă, să ne ducem afară? Pentru că nu se mai putem repara. Dar cine vă împiedică să vă dați mâine demisia ca și guvern? Dați-vă mâine demisia. Pe ce motiv, doamnă? Păi pe ce motiv? Că ziceți noastră
Păi, pe guvernare extrem de proastă, domnul Tinel. Asta și ce și președintele. Pe cea mai proastă guvernare care a avut o România vreodată. Dacă tot de zile spuneți că e proastă guvernare și că vreți guvernul, eu vă dau guvernul. Uite, veniți cu domnul programul, cum explicați dumneavoastră? Deci suntem în criză economică. Criza economică care a început din trimestrul 3 al anului 2008. Pe cifre vorbim, da? Economic. Cum explicați dumneavoastră? Eu vorbesc pe cifre, nu vorbesc pe vorbe, da? Cum explicați dumneavoastră când pentru mediul de afaceri, mediul privat, care trebuie să producă în această țară, că am avut un model economic nenorocit, bazat pe consum. Cum puteți dumneavoastră să dați încredere mediului de afaceri? Și vă întreb și vă rog să răspundeți. Când ai un cod fiscal prin care schimbi fiscalitatea, impozitele, ai majorat TVA-ul, în două zile ai luat decizia aia, uite așa, fără calcule, fără nimic, fără studiu de impact, l-ai dus cu 5% în sus. Când se știe foarte bine că în perioada de criză nu crești fiscalitatea, da? Cum poți să ai un cod fiscal care ți-a intrat în vigoare de o lună de zile și tu după aceea dai normele de aplicare? Asta e competență? Aș vrea să-i aduc aminte, să-l întreb pe domnul Tinel. Vă aduceți aminte declarațiile domnului Băsescu atunci când domnul președinte Iliescu avea o relație cu PSD-ul, știți? Vă aduceți aminte în 2003, 2004? Ce vehement era! Atunci era candidat, aceleași declarații de opoziție, doamna, pe care le faceți asta acum. Cum adică fac? Știți ce am aici? Exact. Dați voi o secundă. Este scrisoarea trimisă de domnul președinte Băsescu în calitate de candidat tuturor cadrelor didactice în 2004. Nu o să pierd vremea acum, să o citesc pe toată. Câteva pasaje, în schimb. Spune așa, da, un guvern, dacă dorește cu adevărat, poate găsi resursele necesare pentru a aloca învățământului ceea ce îi se cuvine de drept. Știți ce s-a întâmplat nu mai departe decât acum două zile maxim la rectificarea bugetară? Știți cât a pierdut educația? 459 de milioane de euro. De ce, domnul deputat? Nu. De lei. Nu. Doamna, de lei. 459 de milioane de lei. Poftiți. De lei. Chiar și un leu dacă pierdea educația. Ce mai spune aici? Zice, eu garantez, ascultați-mă, eu garantez că educația, pentru aceasta vă asigur, dragi profesori, că niciodată educația nu va mai fi cenușăreasa bugetelor de stat. Doamna Petraru, haideți să lămurim niște lucruri. E posibil așa ceva? Eu v-aș ruga și chiar mă interesează părerea dumneavoastră. Ce spunea Sulfina Barbu în legătură cu identificarea dintre PDL și guvern? E o problemă pe care dumneavoastră aveți, o problemă reală și pe care și PSD-ul a avut-o până în 2004. Așa, dumneavoastră ați avut, în PSD ați avut o problemă similară până în 2004. Sigur, e foarte greu să nu ai această problemă și s-a discutat foarte mult. Din nefericire, nici noi n-am făcut foarte mulți pași în a rezolva această problemă. E greu să nu te confrunți cu asemenea problemă atâta timp cât aceleași persoane au și funcții de conducere în partid, toți erau minimul vicepreședinte și sunt și miniștri. Deci e foarte dificil, dar cred că e o problemă reală pentru toate partidele, că și PNL-ul a avut cam aceeași problemă, că aceleași persoane care erau în guvern aveau și funcții de răspundere în partid și poate că într-adevăr partidul să fie lăsat în pace, partidele să fie lăsate în pace să respire, să se reformeze, să aibă într-adevăr și o politică de resurse umane, de plan de carieră, ca oamenii profesioniști să nu mai fie omorâți din fașă, dar asta e o discuție mai amplă. Doamna, discuția asta a dus-o pentru prima oară în atenția opiniei domnului Iliescu. Rezultatul PNL-ului de la ultimile alegeri, acel succes al PNL-ului, nu s-a datorat neapărat guvernării extraordinare, ci modificării legii electorale, când s-a permis ca de pe locul 3 să se poată intra în Parlament. Deci, ca să ne lămurim... Doamna Belții, cu siguranță nu e de acord cu dumneavoastră. Dar v-am întrebat întrebarea noastră. Nu avem foarte mult timp. Eu nu vreau să comentez, pentru că niciodată nu am comentat conflicte din interiorul partidului. Rămân consecventă la ceea ce am spus mereu. Dacă e o problemă, se rezolvă și ai o problemă, o rezolvi în interiorul partidului. Dacă aceste lucruri n-au fost respectate în trecut, nu e decât vina liderului sau liderilor care au fost lideri de partid sau lideri de partid în acel moment. Deci nu mă pune să comentez pentru că n-am ce să comentez. E o problemă care domnul Ponta a anunțat că se va tranșa săptămâna viitoare. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi la această ediție specială.